Dulciurile pot fi nu doar gustoase, dar și sănătoase. Aliona Pronina, o tânără din capitală, a deschis o afacere cu produse fără gluten, care îți lasă gura apă doar de la o simplă privire. Aliona este economist și și-a descoperit pasiunea pentru dulciuri chiar în perioada carantinei din primăvara trecută. Была задача приготовить что-то без сахара, что-то полезное. Тогда я еще, кстати, о глютене не думала, сейчас уже и глютена нет нигде. Вот, и так получилось. Было очень вкусно, ребята, все друзья, давай, продавай, у тебя получится. După câteva luni, Aliona avea deja o mulțime de cereri din partea clienților, așa că s-a gândit să deschidă o linie de producție. Может, прозвучит банально, но действительно без этой обратной связи я бы не пошла дальше, потому что когда ты получаешь ежедневно отзывы о том, как это вкусно, у нас даже, мы вот как переехали в цех, я не знаю, что произошло, но за короткий период времени люди как один говорят одну и ту же фразу: я ничего вкуснее не ел. Între timp, Aliona și-a diversificat oferta și are la vânzare înghețate sau fructe trase în ciocolată. Я использую шоколад, я использую фундук. Все. Я взяла кокосовые сливки, добавляю в них шоколад. Acestea sunt doar câteva dintre dulciurile preparate de Aliona Pronina. De exemplu, acesta este un mus de ciocolată umplut cu coacăză neagră. În această cutie sunt bomboane din prune uscate, lămâie, alune de pădure și cacao. Iar aceștia sunt biscuiți fără zahăr și fără gluten cu adaos de cacao, alune de pădure și curmale. Nutriționiștii atrag atenția că dulciurile, chiar și cele fără gluten, nu trebuie consumate în exces. Ceea ce vorbim de dulciuri, biscuiții, care noi le consumăm zilnic, cu siguranță ele puțin înlocuiesc aportul de gluten al organismului, dacă ne dă strată de satietate a organismului cu gluten.